Investiții guvernamentale în comuna Poiana Cristei. Zonele rurale din România prezintă o importanță deosebită atât din punct de vedere economic și social, cât și din punctul de vedere al dimensiunii, diversității și al resurselor naturale și umane pe care le dețin. Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei rurale este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. Infrastructura și serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menține decalajul dintre zonele rurale și urbane, reprezentând o piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea, desfășoară un amplu program de susținere a investițiilor în infrastructură și de creștere a nivelului de trai al locuitorilor din mediul rural. Aflat în comuna Poiana Cristei, în discuțiile cu localnicii, Nicușor Halici a declarat că va continua să susțină aceste eforturi și va depune toate diligențele necesare pentru ca toate comunitățile din județul Vrancea să acceseze cât mai mult din aceste proiecte cu un scop foarte clar, să aducă prin Guvernul României cât mai mulți bani pentru investiții. Pentru a crește calitatea vieții și fiecare localitate să aibă șanse egale la dezvoltare și bunăstare. Poiana Cristei ca și comun e una din alea 73 din județ și una din alea 3200 din țară. Ce ai acolo, să acolo, trebuie să împarți la toți. Ideea a fost bună a domnului primar că n-a venit între sate cu asfaltul, ci în interiorul satelor. Că aici circula zilnic. Trebuie să acoperim un județ întreg, guvernul trebuie să acopere o țară întreagă și dăm și noi proporțional și cu nevoia, dar și cu nivelul de infrastructură existentă la fiecare comunitate. Vorbim de un proiect finanțat de către Guvernul României de asfaltare, modernizarea 4 km de drum local, un drum local care în 2016 nu era circulabil decât cu vehicule trase de animale sau din alea specializate care să ajungă în aceste sate în care am fost astăzi. Pe de altă parte, știu, poate să spun că mai sunt și voci. Ați dus atâția bani într-un vârf de munte. Noi trebuie să avem în vedere că România trebuie populată proporțional cu terenul pe care îl are și trebuie să asigurăm în continuare și repopularea, nu doar rămânerea populației indigene în aceste comunități. Pentru că dacă nu asigurăm o infrastructură minimă, un confort minim, cum spunea și domnul primar, atunci ei nu vor mai avea niciun motiv să mai rămână în aceste localități micuțe și izolate. Ce pot să vă spun este așa, că domnul primar, care vine din administrație, și care a preluat la un moment dat localitatea care nu avea nici un kilometru de asfalt, care avea o mulțime de sate nealimentate electric, de exemplu, gen unde am fost mai devreme la Târâtu, în 2005 a ajuns electricitatea. Vă dați seama? De 19 ani tot încearcă și aici vreau să-l felicit pentru activitatea neobosită și neîntreruptă pe care o desfășoară, oricât de mult ne bate la cap și autorități județene și autorități guvernamentale și domnia sa, ne bate la cap pentru binele locuitorilor și mai ales a oamenilor pe care îi păstorește. La rândul său, primarul Vlad Petruș consideră că investițiile în infrastructura rutieră reprezintă o prioritate permanentă. Ca orice lucru bun care se face, se influențează în bine, adică circulă mai bine, își vând produsele, au acces la centrul comunii, la centrul județului. E un anumit confort pe care nu l-aveau până acum. Mă refer la partea de drumuri, mă refer la infrastructura școlară, inclusiv microbuzul școlar care merge până în satele de sus, transportul interurban care merge până la satul Mahriu, de circa o lună de zile. Ca urmare a modernizării drumurilor, s-a reușit prelungirea traseului transportului interurban, venind astfel în sprijinul cetățenilor din comunitate. O altă investiție importantă vizează victimile violențelor domestice. Un centru social cu această destinație va fi finalizat în curând, prin modernizarea unui imobil școlar din satul Podulacului. Educația este de asemenea prioritară, elevii din comună vor beneficia de dotarea școlilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne.